Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Astăzi am continuat să stilizez la volum, stilizez, nu știu câte oară, volumul de eseu zigzag prin gândurile mele și ca dovadă cât de încet merge, adică v-ați fi așteptat așa, ca într-o zi să fac 100 de pagini. Păi, domnule, zic, de ce merge încet? La nu știu câta verificare, deci cred că a patra sau a cincea, am descoperit un text, am ajuns la un text în care mă refeream la politica din Moromeți. Mai țineți minte că la filăria lui Iocan, dacă mai ține minte cineva, dacă mai își amintește cineva Moromeții, se citește ziarul. Moromete este abonat. Adică a primit odată, pe vremea, în perioada interbelică, ziarele când apăreau, trimiteau la diferiți cetățeni așa un fel de promo. Și dacă după vreo lună le trimiteau o adresă, bă, abonați-vă. Și, mă rog, Moromete a primit și el mișcarea. Mă trimiteau, cred că l-a Verescu, o să mă uit. Și mă rog, nu s-a abonat de el bani la ziar, da? Dar ei au continuat să-i trimită, nu știu de ce. Au fost multe ziare interbelice, mai pițifenice, așa, o notă. Rugăm pe cei care au primit ziare pe gratis până acum să-și facă abonament. Și Cocoșilă avea dimineața. Și acolo comentează ei la un moment dat un text din dimineața despre participarea maestății sale la Marele Congres Agricol. Am comentat, știți cum zice acolo, că Carol al Doilea le spune că din nenorocire agricultura nu este și ocupațiunea mentală a românilor, deci începe discuție cu Cocoșilă și aia. Moromete, ce vrea să zică ocupațiunea mentală? Îi spune Moromete, bă, Cocoșilă înseamnă că gândul tău e în altă parte decât la agricultură. Nu asta era. Și mi-am dat seama că nu m-a preocupat până acum. Foarte interesant, citim Moromete, am scris despre el. În ce ziar ce număr avea, adică în ce ziar era cum să zic, această relatare, că citea din dimineața, da? Și mă rog, și m-am gândit azi, am căutat toată după amiaza, dimineața, se văd dimineața, prima dată am crezut că e din 33, că acolo vorbea de parcă de Grivița, că era Moromete, a povestit pe vremea politicului, dar pe asta mi-am dat seama că vorbind despre Guernica, războiul civil, înseamnă zic că era în 37, mai ales că la un moment dat este acolo un reportaj parlamentar, unui maghiar zice, el era la PNC în opoziție și face interpelare, că de 3 ani voi guvernul liberal, aveți cenzura presiei, 3 ani, 33, deci era, am zis, 34, 37. Și în 37 era. O să vă arăt eu, am găsit numărul din dimineața unde este vorba, de unde citează Marin Preda, citează Iurea, pentru că unele lucruri nu sunt chiar ca în text, dar nu asta contează. Asta v-am zis că e. Și de-aia m-a ținut, în loc să mai fac încă 10, 15, 20 de pagini, să le stilizez, că am multă stilizare, m-a căutat. E pasionant, chiar interesant așa. Cu ocazia asta am găsit în 33, în curentul, mai țin minte, cred că era în 3 iunie, nu știu, așa, Congresul Cântărețelor Bisericești. Uite, și care spun că vor face, că sunt nemulțumiți de salarii, era o rezoluție și că de adormirea Maicii Domnului, să nu știu, ei vor face grevă, de nu vor mai cânta în biserică. Hai, asta, da. Bun, hai să vă spun, să continui cu însemnările zilnice.
O mare problemă la variantele pe hârtie, vă spun asta, este faptul că găsești foarte greu un citat. Nici acum n-am găsit ăla cu părerea reginei, unde a scris, în ce an, în ce dată a dat regina. Maria a scris în sale despre Elena, zisă și Sita, nevasta deznădăjduită a lui Carol al II-lea, că nu, că aș vrea să o vadă ciufulită și tăvălindu-se cu băiețelul ei. Dar există un mare avantaj la variantele electronice, pentru că acolo pui cuvântul, nu știu, Sita, cu doi de tăcă, așa zicea, și găsești imediat, scoate unde a fost referire și găsești și citatul. M-am uitat pe internet și am descoperit că din aceste 11 volume, de-abia de la volumul 6, 7, 8, 9, 10, 11 sunt pe EPUB, variante electronice, evident că am cumpărat și acum e mult mai ușor chiar să citesc. Însă, varianta, volumul 3, nu mai e variantă de hârtie. Hai să vă citesc. Deci, Regina Maria este implicată în politică, are o părere proastă de bărbat, între noi fie vorba. Se vede clar că face politică, pentru că primește, mai ales Maniu, liderul opoziției, era cu Brăteanu, cu Barbu. Și are multe considerații despre România. Pe 30 septembrie, ultimul 1921, ea vorbește despre un anume Naum care ar fi venit la ea și ar fi zis că să-i facă un raport privind clasa politică din România. M-am interesat, am căutat, de mi-a venit rău, Naum, n-am descoperit nicăieri cine era. O deficiență, și acum uite că nu o să vorbesc despre Ciolacu, vorbesc despre o deficiență în aceste cărți este faptul că ele nu au aparat critic. Are aici la sfârșit niște date, cine, nu știu, Regina Elisabeta, dar normal era la Naum să am aici o însemnare. Doctorul Cutare, nu știu. N-am găsit, l-am sunat pe Ionuț Cojocaru să-l întrebe pe Scurtu, care a scris chiar o monografie despre Regina Maria, cine era ăsta, pentru că el este prezent, vine la regină, nu știu în ce împrejurări, și spune că are de gând să-i facă un raport, cred că era și un fel de spion, pentru că iată că spune că zice după prânz, este vorba de data vineri 13 septembrie 1921. După prânz am primit-o pe frau Guteim, care voia să se intereseze de ceva, și apoi pe domnul Naum, mă i-a amintit și în alte zile, care a venit cu raportul său despre oamenii politici din România și mașinile națiunile lor. Deci era așa un fel de, cum ar veni la Ciolacu cineva și spune, vă fac eu un raport despre ceilalți, sau la Iohannis. El și-a petrecut vara umblând și făcând investigații în toate părțile, băgându-și nasul peste tot și plecând de asemenea și în sănătate. Deci e clar că era un fel de spion. În acest raport se spune că ea ar putea să conducă România nemaipomenit. Și Regina Maria are următoarea observație. Sunt de acord că ceva din conduita mea în timpul războiului mi-a creat o poziție excepțională în ochii lumii, dar că doar eu singură pot fi speranța unei țări în interior și în exterior, cu asta desigur că nu pot fi de acord. Că dacă aș avea mână liberă, aș putea însănătoși și restructura puterea, o cred, dar vai, a trebuit să mă lămuresc pe propria piele că instrumentele, deci o caracterizare extraordinară a României din 21, cu care trebuie să lucrez, sunt precare și eu nu văd cum aș putea găsi suficienți oameni onești în magistratură și în armată ca să fie condusă această țară dificilă în care, din păcate, zice Regina Maria, vocea șperțului este revoltător de predominant. Deci ea spune, n-aș putea să în România când nu găsesc oameni. Ia să vedem. Puțin rezistă marilor tentații care vin odată cu puterea.
ei își închipuie că pot rezista, dar chiar dacă sunt onești din fire, corect, în curând se vor vedea obligați să tolereze necinstea la alții, pentru că și ei trebuie să lucreze cu instrumentele pe care le găsesc. De ce spuneam eu la un moment dat, bă, de ce la politicianul ăsta că ei lucreze jos acolo cu ăștia, cu șperțul. Și mai spune ea la un moment dat, fără îndoială că țara noastră este în prezent într-o poziție proastă din cauza necinstei în creștere la toate nivelurile, dar de unde oare să trebuie să înceapă pedepsirea și ce om este destul de tare, chiar dacă este onest și destul de inteligent să o facă. Deci, stimați părere, ce spune regina în 1921? Că nu se poate face nimic. 1921, acum 100, primul 100, 1000, 1900, nu știu, cine, cred că 100 de ani, da? Că nu poți face nimic pentru că cât de onest ai fi și vrei, trebuie să lucrezi cu instrumentele de jos. Bun. Judecători, procurori, milițieni, polițiști cu tare, pompieri, care sunt primari, care sunt cu șperțul. Caracterizare extraordinară, o să vă mai citez în asta. Uite cât timp am pierdut, dar eu cred că a meritat pentru că ea este un observator lucid al vieții, sigur, își supraestimează puterea în raport și luciditatea în raport cu Nando, cu bărbatul său, cu Ferdinand, care rezultă din aceste memorii, că era așa, un fel de aerian, și că dacă nu era ea, lua și România și monarhia erau luate de acolo. Am întârziat să comentez unul dintre cele mai importante evenimente ale acestei veri, și anume întâlnirea dintre George Simion, președintele AUA, luni 28 august, cu ambasadorul Israelului în România și un reprezentant al Partidului de Guvernământ Israelian, Likud, așa, este un comunicat. Evenimentul a avut loc într-un birou din Parlamentul României, în care pe un perete este o hartă a României, așa, și cei doi l-au vizitat pe George Simion la biroul său din Parlament. Această vizită este urmarea unei presiuni făcute de guvernul israelian, în speță chiar de Benjamin Netanyahu, și anume ca ambasada României, nou ambasador, să intre în contact cu George Simion. Fost ambasador israelian, care era un șmecher, era așa gen democrație lui Biden, și a refuzat acest lucru. În urma acestei întâlniri s-a stârnit în această țară a șperțului o furtună. De ce? În prima linie s-a aflat celebrul Alexandru Muraru, zis Păduchele, Păduche penelist. Vă reamintesc că Partidul Național Liberal numără printre liderii săi, adică președinții de filiale cu anumite județene, un cetățean numit Alexandru Muraru. Acest Alexandru Muraru, care este un păduche pentru că nu depășește ca mizerie un păduche, a fost la doi premieri peneliști, și anume la Câțu și la Ciucă, un reprezentant al guvernului pentru, nu știu, lupta împotriva antisemitismului. A venit Ciolacu și în mod discret, în stilul lui Ciolacu și abil, el a plecat păduchele, pentru că el e un păduchele 1 sau 2 și păduchele 1 sau 2 e frate sub geamă în care este ambasador la Washington. Și a venit, a luat domnul Marcel Ciolacu, așa discret, un, nu știu, un ambasador, dacă nu mă înșel, Mazurul, care mai este ambasador în
Stimați telespectatori, am dus o campanie și voi duce această campanie împotriva acestui păduche. De ce? În România nu există antisemitism. A spune că au repartii legionari, vă spun, declară eu, nu știu câte ori, este o jignire adusă mișcării legionare și declară un om care chiar a vrut să scrie o carte despre Cornel Zelea Codreanu. Am, dacă vreți, vă arăt cele 22 de dosare de la siguranță pe care le-am fișat. Nu. Eu nu văd în activitatea ori nimic legionar. Și nu spun în sensul, eu spun chiar în sensul negativ. AUR este un partid, cum să zic, cu multe mișcări antisistem spectaculoase, de breaking news, nu văd. Eu îi spune că e un partid al unei galerii. Bun. Nu văd în programul partidului nimic legionar, pentru că partidul nu are program. El crește AUR în fiecare zi dintr-un lucru simplu. Avem o coaliție de guvernare cu o putere care domină, s-a așezat cu fundul pe această țară. Și o sugrumă. AUR, nu, USR nu există, că ei au tot felul de fantezii cu păsările care se așează pe linia de înaltă tensiune, cu Clotilde Arman, care este anchetată penal și celebri useriști care au zis fără penal în funcție publice, ce nu, domnule, trebuie să vedem o hotărâre judecătorească, păi. Deci nu e la fel când ei făceau gălăgie, ei tefeliștii, useriștii, că de ce nu e suspendat, nu e dat afară dintr-un partid tradițional, unul care a fost convocat la DNA. Deci, bă, până când nu este sentință definitivă, omul e nevinovat. Da, mă rog. Și atunci în România au rămas două partide. AUR, Palu Tilișcă, nu pun la socoteală, Forța Dreptă, nu știu care, zic, partide cu reprezentare în Parlament, și AUR și USR. USR nu are nicio legătură cu realitățile românești, fiind un partid de Facebook, iar AUR crește pentru că din când în când face câte o manifestare, cum a fost cea de la, nu știu, Ministerul Sănătății sau Finanțelor, nu știu, nu se intre pe fereastră, transmite în direct pe Facebook și sunt identificați ca antisistem. De ce sunt identificați? Deoarece în România, ce tip precum Păduchele, dar unii sunt și colegi de-ai lui din PNL, dar mai ales o anumită parte a presiei pe care eu o suspectez că face campanie cu cântec pentru AUR, scoate în evidență mereu AUR. Deci, da, AUR, dacă vrei un asemenea partid să-l înapoi, nu spui nimic despre el, să simte nevoie. Nu, indiferent ce face Libertatea, indiferent ce face Simion, și dacă dă un pârț, Libertatea, Spot Media, C4 Media, pagina de media, imediat sarge, spui și ziare.com, astea site-urile tefeliste, mișcare legionară antisemită. Nu e adevărat. Repet, este o jignire adusă mișcării legionare. Dacă mie, vreunul unul care aduce acuzația, mă, și ăsta, Pricopie, Procopie, rectorul de la SNSPA, acesta un fel de Leonte Răutu mai tânăr, fost PSD-ist, partii legionar. Dacă domnul cu pricina, care a fost ministrul învățământului, îmi arată mie, îmi scrie pe Facebook, să uite, să-mi trimite un element legionar. Bă, ce înseamnă de element? De doctrină legionară. Nici legionar. Nu sunt nici, să facem o Românie ca soarele sfânt de pe cer. Nu e nimic. O mișcare legionară, sub Cornelul Zelea, a fost chiar o mișcare. Câte a trebuit și locarul al doilea, până și la Antonescu, și cu greu, adică au, des, nu au, au strivit. Mișcare, care
S-a petrecut într-un timp, nu mai are cum să se mai repete. Nu mai, gata, s-a terminat. A doua legendă este al doilea mit electoral în favoarea lui Simion, este că e partid antisemit. Care antisemit? Pentru că au pus la cale serviciile acea diversiune ordinară în care a fost complice spre stupefacția mea, actrița Maia Morgenstern, că a primit ea o amenințare antisemită, semna unul aur și s-a descoperit că, de fapt, era tot evreu. Nu e, deci, bun. Dar Păduchele, în calitatea aia de a lui de ce era reprezentant al guvernului, căruia se adaugă o serie de fundații și instituții care luptă împotriva antisemitismului, au nevoie de antisemitism cu orice preț. Stimate telespectatoare, a susține public că România este antisemitism și este pericol, este o nefericită, o cuconiță care scrie la Libertatea și descoperă tot felul de chestii, mișcări legionare. Internetul e plin de idioți. Și cum să spun, și de cultivarea lui Codreanu, care mișcare? Ei, în momentul în care dezvolți această teză că România este antisemită și nu e antisemită nici măcar în legiu ce înseamnă antisemitismul, luați acuza, chiar și al lui Codreanu, chiar și al Maleșalului. Păi ce antisemitism în ce constă? În faptul că Maia Morgenstern pretinde că a primit un e-mail care unul semna aur și era și spunea că o să-ți dau foc ție, neficei și ăla. Și până la urmă s-a descoperit că era un nenorocit de adolescent sau ce era el, dus cu capul, dar tot evreu. Nu era. A caracteriza, a spune că în România avem un partid de extremă dreaptă, este incorect pentru că nu e așa, este injust pentru că nu e așa și este foarte periculos. Repet, dacă AUR ar fi cu adevărat un partid de extremă dreaptă, legionar, fascist, eu a spune, bă, uite, în sfârșit, un partid care are o doctrină. N-are nicio doctrină. Mă spun cu toată simpatia pentru George Simion. Bun. Dar aceste institute care sunt finanțate de statul român, din banii noștri, simt nevoia să justifice activitatea. Dacă nu descoperă antisemitism, coțofana, cuconița aia care semnează la Libertatea și dă pagini întregi și dă și poze, nu ar mai publica în Libertatea, nu ar publica, nu știu, în bucătăria ei sau în cămară. Și atunci, ca să poată să justifice banii pe care îi primesc, pentru că sunt institute, sunt fundații care trăiesc din bani publici. Au angajați, au sedi, au șoferi, au cameriste, au ce o au, da? Atunci ei inventează, exagerează. Așa și cu păduchele. Mă, dacă e. Și atunci periculozitatea unor asemenea exagerări vine din faptul că, bă, citește unul un congres bine pe la Washington. Păi, România e țara antisemită, iată ce a declarat reprezentantul guvernului. În România este un partid legionar, fascist, antisemit. Și toată această gașcă de nenorociți, în frunte cu păduchele, au reacționat violent și l-au atacat pe ambasadorul direct, cum de s-a întâlnit el cu Simion fără aprobarea lor. Bine, ambasadorul a dat un răspuns corect. Și mă înțeles, ați mai pomenit și așa ceva? Deci acest păduche, Alexandru Muraru, este lider al PNL, al acestui partid care sunt aproape sigur va avea soarta PNCC, de că e clar. Dacă nu se rupe în sensul că apare PD-ul al lui Traian Băsescu de pe vremuri și, cum să spun, și rămâne PNL-ul, partidul se duce, gata, în cap, s-a terminat cu el, da? Cu el, da?
cânte să reacționeze. Adică ambasadorul Israelului a făcut chiar un lucru foarte bun pentru România. Păi s-a întâlnit și în felul acesta a dovedit lumii și inclusiv opiniei publice din Israel că nu avem în România un partid de națiune. Asta nu vreți să înțelegeți cât de periculos e? Cât de periculos este să exagere, să spui că în România este antisemitism, mai rămâne să spui că e pogromul, că crește, că din faptul că nu știu ce a pus un bus lui ăla, lui Goga, nu sunt, nu știu, apar cărți, ce carte a apărut, să nu mai țin minte acum, că făceau ei mare gălăgie, apar cărți. Cea mai bună publicitate pentru aceste cărți este să spui că ele sunt legionare fasciste. Nu sunt. Nu sunt. Adică și foarte multe din ele sunt reeditate pentru că, cum să zic, nu costă nimic, nu cer drepturi de autor. Deci, și n-a protestat nimeni. N-a protestat, n-a intervenit Ministerul de Externe, pentru că și vorba de ambasadorul Israel. De ce face această mișcare Netanyahu? Dintr-o mare deșteptăciune. El este de 1.000 de ori mai inteligent decât păduchele, decât ciucă, ciucă, cuculice și păcâțu. De ce? Pentru că cea mai bună formulă, dacă Aur ar fi partidul ăla, să nu îmbrățișezi. Dacă tu vii în fiecare zi și spui partid fascist, partid antisemit, partid cu tare, sunt două posibilități. Ori îl scoți în afara legii și atunci el dispare, dar dacă nu îl scoți în afara legii, el crește electoral. Pentru că v-am zis, în România vor fi 1% din tip care admiră pe Cornelius de la Codreanu. Și când zic, bă, ăsta e urmașul Cornelius, ia să-l votăm. Cea mai bună formă. Și eu nu înțeleg o întreagă campanie dusă despre Aur, au scris ziarele useristo tefeliste de 100 de ori mai mult decât am vorbit eu. N-am vorbit pentru că eu nu consider încă acest partid destul de serios. N-are doctrină. Nici legionară, nici comunistă, nici ce. Nu are. Deocamdată nu are. Nici măcar suveranistă. Este un partid care are această abilitate a lui George Simion, care e foarte bun de a face multe spectacole mediatice, de a face breaking news-uri, de a interveni, de a folosi foarte multe rețelele sociale, dar una e asta și alta este partidul care are deja program și că eu îl votez știind că atunci când ajunge la guvernare, nu știu, va face ceva. Deocamdată, e un partid care convine și americanilor, și evreilor, și francezilor, deoarece în chestiunea războiului din Ucraina este anti-Putin. Clar, nu din punctul acesta de vedere. L-aș asemăna mult cu Meloni, cu partidul. Adică tot așa, mai țin minte cum era prezentată italianca, fascistă, antisemită și acum, din câte văd eu, este mai liberală decât guvernul anterior. Da. Ce m-a mirat de Pet este asta, cum de acești, da, mă rog, și mai iar îi spun acești penele, cine spun ei la penele, da. Bun. Stimați telespectatori, și avem aici, am trecut cu comentariu, dar poate fi și ăsta un comentariu, de dimineață, presa a fost inundată cu informații pe surse potrivit căreia miniștrii noștri care au fost la Bruxelles s-au întors cu coada între picioare, deoarece cei cu care s-au întâlnit ei, Boloș, Bucura și mai nu știu cine, au spus că măsurile de reformă fiscală și cum ar veni bugetare, sunt insuficiente și trebuie să creștem TVA-ul cu tare, cu tare. Când am citit astea și sursele erau pe surse. Niciun comunicat. Normal era ca Boloș, Bucura, cine au fost acolo, să dea un comunicat.
Se scrie pe Facebook. M-am fost la Bruxelles și ne-am întâlnit cu Xulescu. De la Boloș și din ce a apărut în presă, am înțeles că au fost și s-au întâlnit cu comisia. Stimate respectori, comisia cu că mare, și ești pe toată o clădire. Cu mii de funcționari, cu cine de acolo? Cu camerista, cu portarul, cu jandarmul. Unde, în ce birou au fost? Au fost la WC-ul, au fost la cantină. Cu cine s-au întâlnit? Și așa, ei s-au dus cu programul ăsta de reformă și ci că acolo li s-a spus că nu e suficient și trebuie mult mai dur. Și eu pun o întrebare de bun simț. Cu cine s-au întâlnit? Și după părerea mea, ei s-au dus și s-au întâlnit cu asistenții asistenților asistenți. Adică s-au dus pe acolo, nu știu pe unde, că nu spune, nu cu un oficial, și erau niște experți. Și a zis, bă, voi ce ziceți voi despre acest plan? Și a zis, bă, cred că e bun. Păi eu gândiți-vă că i-am vorbeam cu Marius Stoc, că zic, Marius, tu la un moment dat îmi trimiți un proiect de emisiune, să-mi dau cu părerea. Și eu zic, bă, nu cred că e bun. Asta înseamnă că tu nu-l faci? Emisiune? Nu faci. Pentru că cei cu care s-au întâlnit, ei nu decid nimic, că vor niște experți. Ai noștri nu s-au dus să ceară aprobare, s-au dus, adică, deci avem de-a face cu niște reforme în România care trebuie aprobate de niște pițifelnici de la Bruxelles. Păi de, nu știu, de, cum să spun, de pițifelnici, de aia care stau 7 într-un birou. Bun, așa mi s-a întâmplat. Bun. Dar eu sunt suspicios pentru că toate aceste articole apărute în presă de pe surse care păreau, care au acest aspect, comisia nu vrea, toate spun așa, totul depinde de vizita de vineri a lui Marcel Ciolacu. Și atunci eu zic așa, păi dar dacă le-a dat drumul Marcel Ciolacu ăsta, cum adică le-a dat drumul? Pentru că dacă nu le-a, dacă și le-a dat drumul, știind că ăsta n-au nicio valoare, observațiile alea, și atunci se creează această impresie. Băi, jale mare, poți voia să mănească TVA-ul, să crească impozit. Dezastru. Uniunea, Comisia Europeană ne cere asta. Singura salvare este Marcel Ciolacu, care s-a dus vineri și s-a întors cu, cum să spun, cu aprobarea reformei noastre și cu niște, cum să spun, adică cu această mandat, domnule, tot ce au zis să experții nu e valabil. Eu așa mi-e explic, pentru că altfel asta vine, dar eu cred că asta este. Eu așa în locul lui celălalt, așa ai făcut. Dau drum, pentru că de aia erau, dau drumul la se păsuri, se făcut, nu are opinia publică, zice, leu, vai de mine, vai de mine, vai de mine, ce ne cer de la Uniune? Și vine Ciolacu și el te duce, vine și când se întoarce, bă, norocul Ciolacu. Bă, norocul el. Este o ipoteză. Cealaltă că Ciolacu chiar se întoarce cu coada între picioare, eu o exclud de pe acum. Că dacă se întoarce cu coada între picioare, poate să demisioneze. Adică dacă. Dar garantez. Nu se vede, poate mă înșel. De-aia nici nu mai ia pe Ciucă. Nu vrea să împartă cu Ciucă. El se întoarce pe un canal și românii zic, vai de mine, dacă nu era Ciolacu, ai văzut, mă, ce dezastru era. Eu așa cred. Vedem vineri, discutăm vineri seara, dacă m-am înșelat, cum să zic, înșelarea mea va fi dublată, însoțită de actul de demisie al lui Ciolacu. Nu văd ducându-se la Bruxelles și de acolo întorcându-se, spunem, bă, Bruxelles-ul, comisia ne-a respins tot ce am dorit noi, tot ce am făcut noi și a zis că suntem niște proști. Să vedem. Da. Ah, și, oh, e 15, am mai sar unele.
Știrea știrii este faptul că Podo, celebru Podo, Oldham Gate de România, când am auzit de Oldham Gate, am fost în Scoția, da? Și în Scoția, în cadrul unui tur, și când am fost în Fife și în acolo la Stirling, microbuzul oprește să vedem cele trei poduri uriașe, extraordinare, peste fluviu, peste celălalt fluviu, construite în diferite perioade. Bă, trei! Trei, unul este așa ceva de vista. Unul acum, unul nu știu când era, pe la 1000, nu știu, nu, prin perioada interbelică, și unul mai vechi de pe freche mele direct. Nu a zis niciunul, bine, ne-a zis să vedem, nu pe ideea ce poduri fac ei, ci pe ideea că, uite, bă, este un pod vechi de pe vremea Regine Victoria, care și acum funcționează, de care ferată, este un pod din perioada interbelică și unul acum a făcut ultramodern. Ăla de la, cum să spun, amănâtul ăla, ăsta de la Prăila. Ei, acest Oldham Gate de România s-a descoperit că șuruburile sunt puse de formă. Ia să vedem știrea. La nici 2 luni de la inaugurare, podul de la Brăila are probleme. După ce acum 2 săptămâni au apărut denivelări în asfalt, iar autoritățile au dat vina pe șoferii care nu au respectat restricțiile de circulație, acum un localnic a descoperit că șuruburile din pod sunt puse de formă. Omul a filmat cum aceste șuruburi pot fi scoase cu mâna din scheletul de fier al podului și discutăm pe marginea acestor imagini apărute în spațiul public cu Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. Bună dimineața, domnule Șerbănescu! Bună dimineața! Vedem așadar că avem parte de un nou incident, ca să spun așa. Acest localnic reușește să scoată cu mâna acele șuruburi care pare că sunt puse de formă. Cum se explică această situație? Și în primul rând să începem cu începutul. Podul încă nu este recepționat, deci în acest moment se află încă în posesia constructorului, antreprenorului, adică asocierii IT-Webuild. Până în momentul recepției, antreprenorul va trebui să rezolve toate neconformitățile, inclusiv aceste șuruburi. În al doilea rând, pentru a lămuri un aspect reliefat în filmulețul pe care l-am văzut și noi, podul nu este în pericol. Acolo nu este vorba despre elemente de rezistență ale podului, ci este vorba despre parapetul marginal de pe una din căile podului. În al treilea rând, Nu le vă vine să credeți. Deci s-a lucrat la pod. Imaginați-vă că lucrau egiptenii la piramidele alea. Piramide, frunte veacurile. Și nu știu, nu puneau, nu știu, nu știu, puneau cimeni, că nu era, nu știu, puneau niște pietre care nu erau pietre. Doi, trei, o echipă de la, bă, nu, ne-a plictisit să punem pietre, ai loc de pietre, punem lut. Păi, oameni buni, cum adică, și cum să spun, n-au pus șuruburile ca lumea, nu le-au strâns. Ce spunea, regina trebuia să adauge la asta și faptul ăsta. Ce mai miră că ăla foi avea funcționat fără autorizație. Ei n-au strâns șuruburi și lucrau la o chestie istorică, nu? Un podul ăla care va... Cum să înfrunte veacurile? Nu va înfrunta nici anul, pentru că cine știe ce se mai... Acum s-a descoperit la balustradă. Cine știe ce se mai descopere, inclusiv la structura de rezistență. Mulțumesc, la revedere!